percheziții de amploare astăzi în 35 de județe, inclusiv Hunedoara, într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată. Polițiștii din cadrul structurilor de arme, exploziv și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri, au pus în executare 100 de mandate de percheziție domiciliară. Din cercetări a reieșit faptul că persoana bănuită ar fi importat prin curierat din Spania arme neletale și muniție, pe care le-ar fi comercializat către peste 100 de persoane din mai multe județe ale țării. Din cercetările efectuate de către oamenii legii a reieșit că persoana bănuită a fi importat prin curierat de pe teritoriul Spaniei arme neletale și muniție supuse autorizării, pe care le-ar fi comercializat către 105 persoane domiciliate în mai multe județe, inclusiv în județul Hunedoara, fără a obține autorizație prealabilă impuse de lege. Activitățile au fost realizate în 35 de județe sub coordonarea Direcției Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, cu implicarea polițiștilor din cadrul structurilor Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, Ordine Publică, Investigarea Criminalității Economice, Investigații Criminale, Criminalistică și Acțiuni Speciale, beneficiind și de sprijinul structurilor teritoriale de jandarmi.